nu sunt neapărat în centrul Beijingului, dar hai să vă arăt cum arată Beijingul de zi cu zi într-o zi de sâmbătă. Hai să ne uităm la străzile, clădirile și ce mai vedem pe aici prin Beijing. Ciao, sunt Mihnea, un român din Beijing. Am ieșit în oraș cu unele treburi. Și voi purta mască, bineînțeles, dar mi-am dat-o jos doar ca să fac introducerea. Am masca la mine. După cum vezi, nu este multă lume pe stradă. Dar mi-o pun acum și mergem la călătorit, pe jos, la o plimbare. Aici o fațadă destul de drăguță cu acest geam și au un bonsai înăuntru. Este un restaurant, iar aici în geam au un aranjament foarte frumos și niște peștișori sus. Da, deci aceasta este clădirea restaurantului, iar aici lângă niște buxuși, niște tufe, iar aici au o chestie de prins țânțari. Deci nu știu care este sistemul, dar aici intră țânțarii sau musculițele și aici le prind. Foarte interesant. Aici văd că avem o poștă, China Post, și lângă o alimentară unde am mai fost, aici au fructe foarte bune. Deci mă voi duce să cumpăr niște mango. Deci sunt în alimentară. Hai să găsesc unde este mango. Aha, aici sus. Deci cumpăr 3. 1 kg e 7,80 de yuan. Până aici la caserie. Vezi, totul va fi fără bani. Cash, plătim direct prin telefon și domnul acesta din față plătește tot cu telefonul. Scanează țigările și acum scanează telefonul și gata, a plătit. Bun, deci am 3 mango, 25-47 de yuan au costat. Ieftin, sunt foarte bune. Aici avem tricicleta poștașului. Vezi cum are aici China Post și aia la altă verde. Iar aici din nou un alt restaurant care să vezi ce fațadă frumoasă are și ce balcon complicat. Hai să ne uităm la balcon mai întâi. Foarte complicat acolo. Și fațada foarte frumos, foarte interesant, niște marmură acolo la balcon în diferite modele și jos la fel. Hai să vedem un detaliu aici. Foarte frumos, iar la intrare aceste animale mitice și bineînțeles explicați în limba chineză. Steagul Chinei și uite un coperiș care nu este fals, deci vezi cum este făcut așa din bucățele de lemn. Foarte interesant și acest display modern. Ah, și domnul ne face semn. Hello! Hi! Nice to meet you! Bye bye! Deci m-a văzut managerul acolo că făceam video, poze și a ieșit afară să zică hello. Vezi, chinezii sunt prietenoși. Orice auziți voi la televizor, să știți că nu tot ce vedem la televizor este realitatea de la fața locului. Bun, am intrat într-un părculeț. Foarte interesant. Hai să vedem cum arată acest parc. Că sunt câțiva copii care se joacă. Îmi pun apoi masca. Deci noi le reguli cu mască, dacă ești în public cu familia ta, de unul singur, nu trebuie să porți mască, acești oameni nu poartă mască. Iar aici un
parc așa mai ciudat. Nu înțeleg ce fel de parc este, așa o chestie mai abstractă. Arată ca un parc de skateboard, dar nu este de skateboard. Văd acolo a ieșit o mămică cu niște copilași. Și hai să ne uităm un pic la flori. Intrăm încet, încet în toamnă, se ofilesc florile, dar sunt foarte frumoase. Și aici un copac așa, mai fancy, un fel de bonsai imens. Foarte frumos arată. Bun, deci mă plimb un pic pe acest, în acest parc. Nu este foarte mare, dar îmi place să explorez, mai ales parcurile din Beijing. Hai să vedem în spate. Se vede un bloc. Și doamna stă aici la intrarea în parc. Peste drum de parc, un spital. Iar la intrare acolo, la spital, o parcare de biciclete și motociclete. Deci biciclete publice acolo. Și acest bloc de apartamente. Iar parcul se unește aici cu strada, nu strada principală, deci nu sunt pe o stradă principală, așa pe o arteră. Iar aici au niște, un fel de loc de stat la povești. Și hai să ne uităm un pic la clădirile din spate, la zgârie norii din spate. Bănuiesc că sunt clădiri de birouri. Nu se vede foarte bine de aici. Din nou aceștia pomi îmbârligați, niște pini. După cum vezi, Beijingul este destul de verde, de fapt foarte verde. Aici din nou o chestie de prins musculițe. V-am mai arătat data trecută. Aici, în colț, avem, atenție, bibliotecă stradală cu autoservire. Da? Hai să ne uităm mai înaproape. Deci, acestea sunt cărțile. Care este metoda? Scanezi acest cod cu telefonul. Te abonezi, nu știu dacă se plătește sau nu, probabil plătești o anumită sumă. Vezi cum zice aici? Chaoyang District Library, deci biblioteca districtului Chaoyang. Chaoyang este unde sunt acum. Iar aici îți iei cartea, hai să vedem, apăs pe un buton. Aha. Totul e în chineză. Aha. Trebuie să pun codul meu de la abonament sau apăs cardul aici. Hai să încercăm ceva așa, Luda. Și nu a mers. Bun. Deci, cam așa arată biblioteca stradală cu autoservire. Îmi place foarte mult conceptul. Iar aici o statuie. Hai să o văd din partea cealaltă. Ok, ceva monument, o flacără, scrie acolo jos, a fost pus în anul 2000, bine, un pic de artă, sculptură urbană, iar aici blocul pe care vi l-am arătat din cealaltă parte. Bun, am ajuns la o intersecție enormă, deci aici se unește un drum principal cu alt drum principal și se desparte în acest V aici. Dar în spate vedem clădirile, niște zgârie nori. Îmi plac zgârie norii. Și lumea o strănută. Bun, hai să trec strada cumva. Deci aici în colț avem o căsuță pentru polițistul care stă în această intersecție, bănuiesc. Și
o trecere imensă. Hai că a pornit semaforul și pentru noi. În jos nu se vede nimic, este un pic poluat astăzi, după cum se vede, cerul nu este foarte, foarte clar. Și double decker, autobuz cu două etaje, sau autobuz cu etaj. Iar după cum vezi aici, dacă vii la stânga-dreapta, se poate trece și când este roșu la mașini. Deci așa arată acest colț cu cele câteva, cu cei câțiva zgârie nori. Acolo în centru este un mall și stația de metro, una din ieșirile de la stația de metro, cealaltă ieșire este acolo. Iar aici, hai să ne uităm, bineînțeles, la biciclete. Deci astea toate sunt biciclete publice de închiriat. Fiecare culoare diferite, culori diferite firme care au aceste biciclete. Și această motocicletă, deci un fel de scooter, la fel. Scooter electric se poate închiria. Deci fii atent. Scanezi acolo și te plimbi cu scooterul. Deci nu doar biciclete. Asta este scooter personal. Vezi că nu are. Deci vezi diferența? Nu are codul acesta. Deci codul ăsta se scanează aici. Bun. Mă duc un pic în jos și după aia mă întorc înapoi la stația de metrou. Doamna are umbrelă pentru soare. Iar aici este intrarea la un restaurant. Un restaurant care văd că are și o terasă aici, un fel de, văd că e o berărie. Este cum arată terasa. Bun. Normal. Aici un pult. Cred că este activitate în timpul serii. Acum, la amiază, sâmbăta nu este deschis. Așa. Iar aici, un parc. Dar văd că este închis acest parc sau nu, intrarea nu este de aici. Deci aici este un parc. Dacă reușesc să intru, voi intra. Iar aici din nou un scooter, mini scooter. Deci hai să vezi diferența. Cele care au acest cod de la Mi Bike sunt publice de închiriat. Aici, după cum vezi, este banda pentru bicicliști. În centru străzii banda pentru mașini, iar dincolo la fel. Acolo este o stație, chestia cu albastru, este o stație de autobuz. Ați văzut, dita mai autobuzele. Asta e pe contrasens un pic. Așa. Și cum arată parcul? Da, este clar, parcul este închis. Am ajuns la colțul acestei străzi. În jos, dita mai blocurile. Deci acolo avem blocuri multe. Iar aici văd că este blocat drumul. Deci nu poți merge drept în jos. Și hai să trec strada. Să ne uităm un pic la mașini, ce prindem la stop. Deci, două merțane, un Cadillac, un Volkswagen acolo, hai că trec, că este verde și pentru mine. Iar aici, în colț, această mașinuță este un fel de mașinuța gardienilor poliției locale. Bun, și în jos. Mai merg doar puțin, văd niște flori, să vedem cum arată florile.